Vreau să pregătesc cina. La cină o să facem somon umplut cu măsline și capere. Haideți să vă arăt și ingredientele. Am somon file, puteți să folosiți și păstră file. Important este să aibă pielea, pentru că o să vedeți ce o să facem mai târziu. Măsline, vreo 2 linguri și jumătate, măsline verzi, eu am folosit din acelea fără sâmburi. Capere, o lingură și jumătate. Niște frunze de pătrunjel, eu am pătrunjel crez, n-am găsit altul de pătrunjel, și coaja rasă de la o lămâie, două cepe verzi, sare, piper, ulei de măsline, rozmarin și cam atât. Eu am aici fileul de somon pe care l-am spălat. O să-l dau pe jumătate. Acum o să-l împart în 3, mă gândesc. Ok, punem aici somonul deoparte. Câtă vreme se încinge tigaia, adaug sare și piper peste bucățile de somon. Tigaia s-a încins foarte, foarte bine și o să adaug direct somonul, așa, fără ulei de măsline, câte un minut pe fiecare parte și să încep cu partea de piele. De ce? Pentru că vreau doar să-l gătesc parțial, să-i dau o crustă. Ați văzut cum se aude? El o să-și strângă pielea. Vedeți cum se strânge. Cam câte un minut pe fiecare parte. Dacă aveți un alt tip de pește, bine ar fi să mai puneți puțin ulei. Eu n-am mai pus la somon pentru că este destul de gras. După un minut pe fiecare parte, întoarce somonul. Uitați ce crustă drăguță de la sare. Deci arată superb. Acum că peștele mi-au stat câte un minut pe fiecare parte, o să-l pun deja direct pe foaia de copt. După ce terminăm cu somonul, astea sunt ultimele bucăți, ne apucăm și de umplutură. Umplutură din măsline și capere. Și totodată eu o să mai pregătesc o garnitură, garnitura fiind niște fasole verde. Aș fi vrut să fac sparanghel, dar nu am găsit la magazin, așa că face piele frumoasă. Bun, o să adaug într-un ciopăr măslinele, caperele, pătrunjelul, ceapă proaspătă, coaja de lămâie. Zeamă nu vă sugerez să folosiți pentru că va fi un sos foarte umed. Piper. Sare nu o să mai pun pentru că astea sunt deja sărate și caperele și măslinele. Doar așa, poate un praf ca să iasă gustul în evidență. Dar atât. Ulei de măsline. O lingură cred că am pus. Și rozmarin. Și acum mixați totul. Și cam asta a ieșit, asta e umplutura. Am adus iar în prim plan somonul, peste care o să adaug din umplutură. Ne băgăm la cuptor încă 10 minute. E gata și somonul meu. L-am scos din cuptor. Uitați cât de bine arată. Poftă bună, puteți să serviți și cu niște fasole verde, cum o să fac eu, sau cu niște sparanghel. Eu zic că arată demențial.